Tinerii socialdemocrați din Mehedinți continuă acțiunile de caritate, iar persoanele defavorizate, în special copiii și bătrânii, sunt vizate de organizația de tineret pentru a le oferi o mică bucurie. Astăzi, în prag de sărbători, secretarul executiv Alexandru Cojocaru, împreună cu membrii TSD Mehedinți și coordonatorul TSD Vânjumare, Zamfir Eugenia, au mers la o familie cu 3 copii din satul Nicolae Bălcescu pentru a le oferi toate cele necesare sărbătorilor de iarnă. Acțiunea a fost sprijinită de președintele Consiliului Județean Mehedinți și al PSD Mehedinți, Aladin Georgescu. Și anul acesta, tinerii socialdemocrați din județul nostru nu au uitat de familiile defavorizate care nu au ce pune pe masă de sărbători. Astfel, de această dată, secretarul executiv Alexandru Cojocaru, împreună cu membrii TSD Mehedinți și cu coordonatorul TSD Vânjumare, Zamfir Eugenia, au mers la o familie cu 3 copii din satul Nicolae Bălcescu pentru a le oferi atât produse alimentare de bază, cât și dulciuri celor mici. Ce îți plac? Ciocolată și suc și biscuiți, da? Da. Le fac după aceea. Dacă îți spune mami să nu le facă toate, că după aceea ții la burtică, da? Nu toate, mami. Da? Îi dai și frățiorului tău? Da, frățiorului tău îi dai? Da. Da? Așa, să fie tată bună și te ajută frățiorul. Mai ales că e mami, trebuie să ai grijă de el. Da? Mami. Mami are grijă de el. Păi tu numai mami, mami. Și tu gata, ești domnișoară mare, trebuie să ai grijă de soțelul tău, mami, da? Surpriza acestei acțiuni a fost chiar simbolul celei mai așteptate sărbători din an. Tinerii socialdemocrați și-au dorit ca mulți copii nevoiași să aibă parte de un brad de Crăciun. Organizația tinerilor a adus familiei Novaci un brad de Crăciun pe care l-au împodobit chiar la ei în curte, împreună cu aceștia. Hai cu noi! Ce faci? Micuța, care a fost nelipsită de lângă mama sa, a luat parte la împodobirea bradului și a zâmbit pe tot parcursul acțiunii. Și mă le pune și pe asta? Da. Hmm? Asta cum îl prinse? Ai împodobit astăzi bradul? Da. Îl aștepți pe Moș Crăciun? Mami. Zi, mami, da! Da! Ai cu mult drag! Da! Ai pus globuri în brad? Da! Ți-au plăcut? Da! Tinerii socialdemocrați desfășoară aceste acțiuni tocmai pentru a aduce bucurie în sufletele celor mici. În prag de sărbători, multe familii au nevoie de un astfel de sprijin. Acțiunile organizate de TSD Mehedinți continuă. Astăzi ne aflăm în satul Nicolae Bălcescu. Am reușit să aducem un strop de bucurie acestor 3 copii minunați. Împodobim împreună cu ei bradul. Aceste momente sunt speciale pentru noi. Ne bucurăm că le putem organiza în fiecare an și nu doar în preajma sărbătorilor de iarnă sau cele de Paști, pentru că organizația TSD Mehedinți încearcă să fie mereu alături de oamenii care au probleme din județul nostru. Aceste acțiuni nu se puteau desfășura fără sprijinul președintelui Consiliului Județean Mehedinți și al PSD Mehedinți, fără sprijinul domnului Aladin Georgescu. Cred că fiecare dintre noi avem datoria să aducem un zâmbet familiilor care au nevoie de ajutor și, din păcate, situația nu le-a fost prielnică. Noi încercăm să îi vizităm, să le aducem o bucurie tinerilor și nu numai, pentru că în perioada următoare vom încerca să ajungem și la persoanele vârstnice, pentru că, da, copiii și bătrânii sunt cele mai defavorizate categorii din România și cred că putem, din puținul nostru, a fiecăruia dintre noi, să le aducem un mic moment de fericire acestor oameni atât de speciali. Cum au reacționat copiii? Copiii au fost foarte bucuroși și noi pe lângă ei. Toate sentimentele acestea sunt unice și recomand tuturor celor care au posibilitatea să facă acest gen de acțiuni, să o facă cu cea mai mare încredere, pentru că aceste momente sunt unice atât pentru copii cât și pentru noi. Familia Novaci are 3 copii, printre care și un bebeluș de doar 3 luni. Situația lor financiară este una precară, iar acest gest este o binecuvântare. Doamne, noi vă mulțumim frumos pentru că ne-ați primit.
Vă urăm sărbători fericite, binecuvântate, cu liniște, pace sufletească. Să fiți sănătoși, să creșteți mari și să învățați carte, da? Și multă sănătate. Mulțumim. Pentru că traversăm niște vremuri foarte grele cu toți, în ultima perioadă. Foarte grele. Dar va fi bine, doamnă, cu încredere în Dumnezeu. O să uniți, va reuși să trecem împreună peste această perioadă. O să trecem, dar nu prea le trecem cum trebuie. Să avem încredere. Toate se vă rezolvă. Trebuie să meargă la grădiniță, da? Să continue să învețe. Astăzi ne-am prezentat la familia Novaci din Nicolae Bălcescu, oraș Vânjumare. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul partidului PSD Tineret. Ați împodobit bradul? Am adus cadouri la copii. Câți copii sunt? 3 copii, un băiețel, o fetiță și un bebeluș de 3 luni. Băiețelul nu a fost acasă, a fost la grădiniță, doar fetița și bebelușul. Fetița prezentă a fost surprinsă de ceea ce a primit, simțind că Moș Crăciun a trecut și pe la ea. Pa! Crăciunul este o sărbătoare plină de liniște și căldură, dar și un motiv de bucurie. Tineretul social-democrat din Mehedin, sprijinit de președintele Consiliului Județean Mehedin și al PSD Mehedin, Aladin Georgescu, și-a dorit ca și ceilalți cetățeni defavorizați cu o situație financiară precară să simtă spiritul celei mai așteptate sărbători din an. Acțiunile caritabile vor continua pe raza întregului județ Mehedinți.